Prieteni, bine v-am găsit, Cristos înviat, Doamne, Domnule, să fim cu toții bine, da? Uite ce-i de spus. Și ce-i de spus extrem de răspicat și extrem de onest. Dacă până acum Biserica Ortodoxă Română părea într-un fel de, 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 de cocon neutru, nu mă bag, nu știu, dar Domnul e acasă, nu? Dintr-o dată, Arată că lumina vine de la răsărit, dar nu de la Moscova. Adică, din câteva declarații, din câteva poziții care trebuie salutate, indiferent de confesiune da? și indiferent de culoarea politică, Biserica Ortodoxă Română, brusc, se așează pe calea asta pro-occidentală, calea asta de secol 21. Și vreau să-ți arăt niște, niște declarații care pot fi incluse într-o strategie. Da? Acum o să zici, domnule, dar strategia asta înseamnă manipulare. Să știți că manipularea e ca la colesterol. Da? Colesterol bun, colesterol rău. Dacă îmi manipulez copilul să învețe și pune ghilimele la manipulare, da? mă copile, uite, îți dau un exemplu de acolo, uite săracul cu ajuns în șansuri, mor de beat că nu i-a plăcut școala, uite că așa mai departe, uite ce poți ajunge, cercetător, etc., medic sau un bun strungar sau asta, totul este un fel de, de, de strategie, un fel de, iarăși, pune ghilimele, manipulare. Asta e o manipulare bună. Așa cum Uniunea Europeană, cu toate exemplele ei, are, dacă vrei, în strategia de comunicare, un fel de cârlig prin care, nu-i așa, tu să vrei să faci tot posibilul să ajungi acolo. Există și manipularea rea. Da, colesterolul rău domnule, e o conspirație, vor să ne fac colonie, să vină șoșoacele, să ne salveze, să vină nu știu care. Uite că există nu știu ce extraterestru care au venit să ne spună nouă că vaccine etc., etc., etc. Asta este manipularea rea. Pe care asta de mijloc se afla până acum Biserica Ortodoxă Română, care avea o chestie domnule, nu prea mă bag să facă fiecare nu știu cum și nu știu ce. Acum, de Paști, primul semnal important de la Patriarh. Vine chiar de la patriar, care zice foarte clar: Mulți oameni la Sfântul Mormânt sunt acolo ca urmare a vaccinării. La prima vedere, domnule, e un mesaj. O zis și omul ăla ceva de vaccin. nu e așa. Pentru că atunci când vorbește un patriar, un prim-ministru, un, un președinte, nu vorbește omul din spatele funcției, ci funcția din fața omului. Asta noi încă nu suntem foarte obișnuiți cu. Cu, cu, lucruri de genul ăsta, dar încet în le învățăm. Mai mult decât atât. Deci după ce vine Patriarhul și dă acel semnal extrem de important pentru că din credincioșii care până acum stăteau între, lauzeau auzeau pe Teodosie, că nu, domnule, împărtășane, cea mai mare vaccin, îl auzeau pe nu știu care, da, trebuie, erau într-un fel de debusolați. Vine și Bănescu, da, purtătorul de cuvânt și un purtător de cuvânt, atenție, nu are poziții personale. Înțelegeți? Nu îi... El s-a trezit într-o zi, nu e așa, cu fața la cerceaf și îi se pare lui că trebuie să spună ceva. Nu. Pozițiile lui sunt pozițiile, dacă vrei, mai tranșante pe care un purtător de cuvânt le poate spune în numele instituției. Un conducător de instituție e obligat să, să accepte partea aia neplăcută uneori de diplomație. Adică îți înghiți cuvintele și vorbești un pic mai frumos. Prima reacție a Bisericii Ortodoxe în cazul preoților antivacciniști. M-am cutremurat auzindu-i că vaccinul autentic și cel mai bun este Sfânta Împărtășanie. Nu există conflict real între credință și știință. Clar, către Constanța au mers vorbele astea și către câțiva din, din, Moldova este, dacă vrei, ruptura necesară sau tăierea cozii, dar o tăiere necesară între uh, cei care într-adevăr reprezintă Biserica Ortodoxă Română, majoritară în țara asta, și cei care ar vrea o Biserică Ortodoxă Română ca anexă a Rusiei, a, um, știi cumva, de partea celor care văd în Occident un, uh, o decadență imensă, istorică. Da. Mai mult decât atât. Biserica Ortodoxă Română confirmă că vrea ca toți creștinii să sărbătorească Paștele în aceeași zi. Se opune Biserica Ortodoxă Rusă. Asta ca să înțelegem și acum putem să vedem și mai, mai consistent contextul. Îți dai seama că în spatele declarațiilor, în spatele dacă vrei aparentei liniști, da? Uh, au fost niște lupte și niște, niște, niște frământări incredibile. De ce? În primul rând, Biserica Ortodoxă Rusă are ambiția de a fi a treia Romă. le Roma, Constantinopol, dar și noi, tovarășa-tovarășa istorie, și noi. Uh, Biserica Ortodoxă Rusă nu mai este de mult o biserică. Este, dacă vrei, un complex politic sau geopolitic, folosit în asemenea măsură de statul rus, care putea să fie și comunist în ultimele în sale zbateri, da? și de țar până la, la Putin, folosit de statul rus pur și simplu pentru ambiții teritoriale, dacă vrei să zici, de influență, de cum vrei tu să zici. Adică Biserica Ortodoxă Rusă este o formulă geopolitică pentru cel puțin o parte bună din Europa. Cealaltă parte de geopolitică merge pe economie și dacă l-ai auzit vreodată pe Cuzmin, pe ambasadorul Rusiei la București, ai reținut desigur, nu, să facem un spațiu economic de la Vladivostok până la Lisabona, că noi suntem aceeași Europa și uh, niște cântece de sirenă foarte bine condimentate, dar pentru ea mai puțin uh, citiți. Bun. Uh, în momentul în care vine Biserica Ortodoxă română și spune, ar trebui să sărbătorim Paștele în aceeași zi, toți, aici deja se intră în niște, niște, dacă vrei, chestiuni de inconfortabile, istorice. Pentru că Biserica Ortodoxă Română sărbătorește uh, uh, Crăciunul după calendarul gregorian și Paștele după cel iulian. Aici a fost un fel de negociere imediat după Unirea Transilvaniei cu. România 918 s-a pus problema ce fel de calendar adoptăm. În Transilvania, calendarul gregorian, ăsta nou, pe care îl folosim și noi de zi cu zi, e din 1590. Regatul României era pe calendarul Iulian folosit, de exemplu, și astăzi de Rusia. A venit Brătianul 1919, a fost una dintre condițiile pe care trebuia să o îndeplinească la negocierile cu Maniu, cu Vaida Voievod și cu ceilalți, Uh, au fost uh, destule uh, proteste în rândul uh, preoților ortodoxi din regat. Dar de ce să trecem la ăla Iulian, că noi suntem cu pravoslavnicii de la trărăm, da? Au trecut totuși, au putut să treacă Crăciunul, da? Să convingă Biserica Ortodoxă Română să celebreze Crăciunul după Gregorian, dar au zis, nu bă, Paștele, noi vrem ca rușii, da? Și s-au dus pe ăla Iulian. De-aia există două Paști. Deși nu e normal. Și să știi că fac o paranteză, îmi zice fiul meu, asta îți arată și că tu clati în credința. Mi-a zis fiul meu, tata, tu ce vrei să tăi cred în, în, Doamne, Doamne? Și uh, odată, odată în vie, uh, într-un într an în vie, într-o dată, după aia, în altă lună, în alt, anul viitor, anul următor în în altă dată și tot așa de parcă voi vă jucați de a Iisus Hristos, voi nu sunteți credincioși. Și asta a venit copilul când avea vreo 12 ani. Și a zis, bă, Păi ești cam are dreptate. Că noi ne cam batem joc de chestia asta doar din ambițiile astea că unul cu Moscova, altul cu Bruxelles, altul cu nu știu care, altul cu nu știu care. E ca și cum ar fi Iisus Hristos o minge de ping-pong pe care, băi, astăzi cum facem? Păi astăzi ești tu la, la fileu. Da? Tu ai serva. Bun. Rădăcinile astea de de, 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 de istorie se văd astăzi. Se văd astăzi pentru că Moscova nu va lăsa ușor biserică sau influența asupra bisericii ortodoxe române, da? Aia e clar. Și dacă ați fost atenți și ați spus știrile într-un context, slujba de înviere de la malumării, mării, aia de la Constanța, din Dobrogea, da? A avut un moment special. Patriarhul Daniel n-a mai fost pomenit în rugăciuni. Patriarhul României. A fost pomenit doar în al preasfinția sa, îpăsâ, Teodosie, cel cunoscut sau mai cunoscut în unele dosare ca mache al securității. Adică este clară ruptura și atenție, este o ruptură necesară pe care Biserica Ortodoxă Română, Patriarhul, este obligată, Biserica, da, să o facă. Vin semnale chiar de la oameni pe care n-ai putea să-i să, -i, să, -i, să -i bănuiești de, de ipocrizie așa cum au spus mulți, vine acum Teodor Paleologul și spune foarte tranșant, Sfântul Sinod trebuie să se delimiteze te de Teodosie, Ortodoxia trebuie apărată de derivele antiștiințe, conspiraționiste, acest apocalism delirant. Și încet, încet lumea înțelege. Atunci când la paștele catolice, protestante, paștele ungurește, zice Nardeala, unii, unora nu le place, sunt Paștele Ungurești și Paștele Românești. Paștile astea sunt celebrate de foarte mulți, de două ori. De două ori pentru că ai vecini maghiari, ai vecini români și împărți cu ei bucuria în Vierii. Și foarte mulți au observat la Ciuc pe acele fotografii trimise, cred că de Consulatul Maghiar de acolo, prin care arăta, se arăta ordinea impecabilă a creștinilor așteptând să li se sfințească bucatele. Ei bine, la Biserica Ortodoxă, da? din Brașov, aceeași ordine, impecabilă, da? de data asta, din partea ortodoxilor. Și asta ce înseamnă? Că lumea încet, încet înțelege, dincolo de barierele alea pe care încearcă să le pună tot felul de conspiraționiști, tot felul de, până la urmă, acum, nu o să zic proști, că-i paști, dar o să zic neinspirați, da? dăncilă, s-o transforma săraca doar pentru că nu înțelege foarte bine limba română și are... No, semantica e grea pentru ea, s o transformat într-un fel de, de preoteasă. Vine și zice, vă insuflu rugăciune, smerenie, iubire și prietenie. Doamnă, asta ar putea să o zic, că asta poate fi un citat din Isus Hristos care ne insuflă, ne inspiră. Madame, tu n-ai cum să ne insufli, tu eventual poți să ne, poți să spui că ne dorești clipe de rugăciune, de smerenie, iubire și prietenie. Dar nu. Fata are probleme cu limba română, v-am zis, trebuie înțeleasă, îi cu mâi îi, îi dăncilă la pace. De ce este extrem de importantă, și acum trecem un pic la politică, de ce este extrem, deci, importantă trecerea asta de la, de la non-combat identitar, dacă vrei, la pro-occidentalism al Bisericii Ortodoxe, pentru că deja încep să înmugurească din ce în ce mai vârtos, dacă vrei, nu scepticismul, euroscepticismul, ci anti-europenismul. Și o vezi pe șoșoacă, da? care v-a văzut că pierde teren, că lumea o consideră deja scandala joică, lumea nu mai crede când merea să să se pupe cu popii, pentru că acum un an, acum doi, urla că niște 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 oase pupăcioase și așa mai departe. Da, și atunci și-au și luat un alt tip de discurs. Nu mai este a cu creștinii, cu nu știu care, ci este aia cu antieuropenii. Uh, Antieuropenismul în România există pentru că există foarte mult dezamăgiți, foarte mulți fără șansă. Uh, mai mult decât există uh, și partea aia care încă mai crede că autohtonismul, independența, între ghilimele, de tip Corea de Nord ne-ar ajuta mai mult decât Uniunea Europeană și mai sunt și cei, nu puțini, care încă regretă pe Ceaușescu. Ei bine, ăstora li se adresează nu doar șoșoacă, ci și celelalte partide, AUR, PSD, etc. De ce? Pentru că ei calculează în termeni statistici. Am 12 voturi de acolo. Păi nu mă interesează că România e dată de pereți sau nu e dată de pereți. De acolo câștig un milion de voturi. Cum iau partea de populație care înjură Bruxelles? Cum iau partea de populație care înjură vaccinul? Cum iau partea de populație... Înțelegeți? În ecuație, în momentul în care intră și Biserica Ortodoxă Română, cam face praf toate aceste strategii. Cum? Prin simpla e prezență de o parte a baricadei. Asta este foarte important și de-aia paștile de anul ăsta au și un alt tip de încărcătură. Au și o altă lumină. Nu doar aia venită de la nu știu cine. E lumina aia pe care, în sfârșit, dacă ne punem la treabă și dacă ne vine și mintea la cap, e lumina aia pe care o vezi, nu? Atunci când mergi cu trenul și vezi undeva în tunel, nimă, că se vede. Să aveți sănătate! Și pace și tihnă. Bistros am iat.